În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ieșit asemănătorul să semene sămânța sa. Iubiți credincioși, în afară de pilda neghinelor și pilda asemănătorului, Mântuitorul nu a tâlcuit nicio altă parabolă pe care a spus-o. Dar astăzi este vorba de parabola semănătorului. Și anume, Mântuitorul le spune ucenicilor: asemănase-va împărăția cerurilor cu un om, cu semănătorul care a ieșit să semene sămânța sa, și mergând el, o parte din sămânță a căzut pe cale și venind păsările cerului au mâncat-o. Altă parte a căzut între spini și spinii, crescând odată cu ea, au înăbușit-o. Altă parte a căzut pe loc pietros și, neavând rădăcină, s-a uscat. Iar alta a căzut în loc bun și a rodit însutit. Cine are urechi de auzit, să audă. Dar Mântuitorul s-a apropiat de ucenici și aceștia, fiind în mare descumpărire, au spus: Învățătorule, spune nouă pilda aceasta. Și Învățătorul le-a spus pe îndelete cine este semănătorul, care este sămânța și ce se întâmplă cu cel de pe cale, dintre spini, după loc pietros și din pământul cel bun, spunând că semănătorul este Dumnezeu, că sămânța care a căzut pe cale sunt cei care primesc cuvântul, dar îl lepădă ușor, și trecând pe acolo și alte gânduri, nu poate să rodească sămânța. Sămânța căzută în loc pietros, zice Mântuitorul, sunt aceia care primesc cuvântul, dar nu îl înrădăcinează în sufletul lor și la vreme de ispită se leapădă. Cele de pe dintre spini sunt cei care, prinși cu grijile lumești, își înnăbușă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor, iar cel de pe pământ bun sunt cei care primesc cuvântul lui Dumnezeu și rodesc însutit. E bine, după ce a spus și această tâlcuire, a spus: cine are urechi de auzit, să audă. Iubiți credincioși, mai mult decât atât, nu putem să spunem despre pilda semănătorului până aici, dar putem spune după aceste cuvinte, care ne dau voie să mărturisim că avem urechi de auzit și să auzim. Adică, dacă pilda în sine a fost tâlcuită de Mântuitorul, înseamnă că tâlcuirea însăși devine pildă pentru noi. An de zile v-am vorbit despre semănător, despre sămânță, despre categoriile omului, despre pericolele care îl pasc să înnăbușe cuvântul lui Dumnezeu, dar astăzi să știți că m-am gândit să vă vorbesc despre alt înțeles pe care mă străduiesc să-l aflu odată cu dumneavoastră. Și anume, despre sămânța cuvântului în noi. Noi suntem acum semănătorul și să nu credeți acum că fac vreo blasfemie, că iau locul lui Dumnezeu care a spus că Dumnezeu este cel care seamănă. Fiecare dintre noi cultivă în el sămânța lui Dumnezeu. Ca să înțelegeți mai bine, vă aduc aminte că odată a venit la un învățător, la un înțelept, cineva care a întrebat: Învățătorule, de ce sunt unii oameni răi și alții sunt buni? Și de ce noi înșine, câteodată, avem gânduri bune și altădată gânduri rele? Câteodată ne purtăm frumos, altădată ne purtăm urât. Și acesta a spus: pentru că în noi sunt doi lupi. Unul bun și înțelept, care își folosește toate simțurile ca să te ajute, ca să te apere, ca să-ți spună pericolele, și altul este unul rău, cu colți ascuțiți, care nu mai mârâie și se ia când de unul, când de altul, și la sfârșitul vieții se poate lua și de tine să te mănânce.
Contează însă pe care dintre acești lupi îi hrănești ca să ajungi bun sau rău, ca să ai gânduri bune sau rele. Și de aceea m-am gândit că pilda semănătorului vorbește mai întâi de toate despre noi înșine. Pentru că dacă vom considera numai ceea ce a spus Mântuitorul, nu putem să spunem mai mult. Peste ceea ce a spus Mântuitorul, nu putem să spunem mai mult despre pilda aceasta în sine. Dar dacă ne dă voie și după ce o tâlcuiește ne spune cine are urechi de auzit să audă, cu siguranță că vorbește despre noi. Și anume, în primul rând să vedem cum primim noi cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Nu cum îl primește vecinul, ci pur și simplu cum îl primim noi în inima noastră. Pentru că dacă primim cuvântul lui Dumnezeu în noi, trebuie să știm cum îl primim. Și anume, sunt anumite părți din noi care sunt asemeni pietrei, adică sunt locuri pietrificate, cum ar fi credința. Și ca să înțelegeți mai bine, deși se spune în toate manualele de pedagogie și pe care le-am parcurs, dar nu că le-aș contrazice, dar îmi place să mă dau exemplu atunci când altcineva poate că n-ar avea curaj să o facă. Ca să înțelegeți mai bine ce înseamnă un loc pietros, mie mi-a dat Dumnezeu duminica trecută și, slavă Domnului, era o vreme frumoasă, nu ca aceasta ploioasă, mi-a dat să trăiesc o experiență deosebită. Și anume, o experiență care mi-a dat de învățat mai multe. Și anume, de multă vreme mă preocupă să am grijă de mine, mai ales că eu, nu după nebunia gândurilor mele, mă gândesc că sunt folositor altora. Cum ar fi, de exemplu, să mă duc eu într-o iarnă la schi și să vin cu piciorul în ghips și să stau vreo 6 săptămâni să nu pot să slujesc sau cine știe cum. Dar ispita a fost mare. Acum, intrând în categoria bunicilor începători, am văzut pe o fetiță cu o jucărie. O jucărie și nu prea. Jucăriile sunt de mai multe feluri. Unele dintre ele sunt foarte periculoase. Și anume era vorba de o jucărie care mergea singură. Nu te țineai de nimic, ci cu picioarele puteai să faci să meargă înainte sau înapoi, să faci piruete, dar nu te țineai de nimic. Și atunci ai zis, iată, prilej bun acum să mă învăț și eu, să văd dacă nu cumva m-a atins vreun duh al lui Alzheimer, neamțul ăla care ne dă târcoale la o anumită vârstă, să văd dacă pot să-mi țin echilibru. Și bineînțeles că încet, încet mi-am ținut echilibru. Dar am întrebat o fetiță, asta merge și mai repede? Zice, da. Și cât prinde la oră? Zice, cam 13,5 km, așa scrie în instrucțiuni. O, atunci hai la drum întins. Și bineînțeles că am mers eu și am mers și vroiam să văd dacă prinde viteza asta. Mă, fraților, jucăria aia, nu știu dacă a prins viteza aia, dar eu am prins sigur. Pentru că la un moment dat a fugit de sub mine și eu m-am dus singur. Vă pot spune atât că duminica trecută seara n-am simțit eu mare, mare lucru, dar spre dimineață am simțit că mâna dreaptă nu mai pot folosi. Aia stângă foarte puțin. A doua zi aveam slujba arhierească. Zic, cum mă întâlnesc eu cu arhiereul meu? Cum o să fac să mă îmbrac cu veșmintele? Că imaginați-vă, nu puteam să mai mișc mâna deloc. Nu că nu puteam, că era înțepenită, nu puteam nici de durere și nu puteam efectiv. Zic, cum mă îmbrac eu cu veșmintele? Mă trezesc de dimineață. Ce, tată, să te îmbraci cu stiharul? Cum să faci? Dar mintea omului imediat găsește soluții. Am ținut eu mâna pe lângă corp, am tras frumos cu stânga, care mă durea și ea, dar mai puțin. Bun, dar la îmbrăcarea veșmintelor să fac niște cruci. Cum să te închin, tată? Că nu puteam să duc mâna decât până la brâu, atât, mâna dreaptă. Bineînțeles că m-am dus la catedrală, m-am întâmpinat cu un alt preasfințitul și i-am sărutat dreapta și acum, bineînțeles, la slujba trebuie să mă și închin. Atunci mi-am dat seama că există posibilitatea să-i fi judecat pe toți ateii pe care i-am întâlnit-o în viața aceasta și să știți că nu sunt chiar așa de puțini.
Și mi-am dat seama că sunt momente în care nu poți să-ți faci Sfânta Cruce. Și am zis, dacă nu poți fizic, e posibil să fie și psihic să nu o poți face. Adică să nu poți să crezi, poate să fie o realitate. Și am început să mă străduiesc. Zic, da, eu ce aș face dacă aș fi în locul lor? Și să știți că mi-am pus în gând să mă închin. Și v-am zis, nu puteam să ridic mâna decât până la brâu, dar am zis așa, pot să mă aplec. Bine, acum la trupul meu rubensian, nu pot să mă aplec nici prea mult. Dar am zis, poate mi-ajută Dumnezeu să întâlnesc mâna dreaptă, care merge până la jumătate, cu fruntea. Și l-am întâlnit. Și am putut să mă închin. În acel moment mi-am dat seama că orice ateu poate să se învingă. Dacă eu am putut să fac o cruce pe care credeam că fizic nu pot să o fac, cu siguranță că și în sufletul omului care vrea într-adevăr să se închine, poate să o facă. Dar trebuie să se smerească și trebuie să fie mai stăruitor. Și să știți că m-am închinat la toată slujba. Cred că în alt preasfințitul a văzut în mine un foarte pios slujitor, pentru că mă închinam cum nu m-am închinat niciodată, cu fruntea până când îmi dădea voie trupul să mă plec și cu mâna așa foarte. Și mă uitam la diaconii care ieșeau cu orarul și îl țineau sus. Zic, Doamne, cum poți să ridici mâna așa de sus? Și la slujbă, ierarhul are omoforul mare care se prinde cu doi nesturei pe spate. Și un diacon care se ocupă numai de încheierea și descheierea nestureilor stătea în spatele înalt preasfințitului. Pentru că sunt multe momente în care episcopul și-l așează, pentru că simbolizează oaia cea rătăcită. Și când slujește ierarhul, are și chipul Mântuitorului cu oaia pe gât și chipul slujitorului care se roagă pentru păcatele lumii. Și atunci mă uitam la diacon cât de repede descheie și încheie niște nasturi. Și m-am gândit, Doamne, o știi cât de greu este de fapt pentru un om beteag să facă lucrurile acestea pe care le face? Iubiți credincioși, de atunci înainte mi-am dat seama că sunt o grămadă de lucruri pe care le facem și pentru care nu am mulțumit niciodată lui Dumnezeu, că le facem cu atâta ușurință. Acum eu am avut numai mâna dreaptă și jumate de mâna stângă, dar îmi imaginez ce ar fi fost să nu văd sau să nu aud bine. Aud cu urechea dreaptă exact cât trebuie, nu asta e problema. Dar îmi dau seama câte lucruri îmi lipsesc și mie, în sensul că n-am mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce am. Și de aceea, revenind la locul pietros, în mine mi-am dat seama că există și loc pietros. Să nu intru în această zonă și mă bucur tare mult că sunt în fața dumneavoastră să vă fac o promisiune dumneavoastră și nepoatelor și următoarelor nepoate și nepoți de-ai mei, că voi fi mai conștient că nu trebuie să ispitesc pe Mântuitorul mai mult decât este cazul. Nu mă văd, fraților, în ghips dintr-o cauză pe care aș fi putut să o ocolesc. Acum mai sunt și binecuvântate pricini. Știți că Dumnezeu să-L odihnească în alt preasfințitul și mitropolit Antonie Plămădeal al Ardealului, ultimii 10 ani și a petrecut în cărucior. Și dar venea la slujbă, deja avea de la solee posibilitatea să iasă și să intre cu căruciorul acela și a venit un coleg vechi de ani de zile și care își permitea. A venit din străinătate și a zis, a bă frate, zice, chiar așa, zice, gata, tu nu vezi că e un semn. Ce semn, frate? Zice, nu poți să conduci din căruț. Zice, a păi frate, i-a zis în alt preasfințitul Antonie, ce să știi că eu nu conduc cu picioarele, eu conduc cu capul. Se pot face lucruri și cu capul, dar este bine ca atâta vreme cât putem să ne ferim și picioarele, trebuie să o facem. Vă să zic că pilda de astăzi este pentru noi, pentru interiorul nostru, anume să știm ce lup din noi hrănim.
sunt locuri, să zicem așa, de trecere. Îl luăm pe semănător, clar. Zice, pe cărare. Ce înseamnă cărare în mintea omului? Cărare înseamnă drumul pe care noi ni-l facem de acasă la muncă. De la muncă la altă muncă. Cărarea este foarte periculoasă. Nu trebuie să ne aflăm prea multă vreme pe cărare. Pe cărare înseamnă un loc de tranzit care nu este bun. Deși iar intru acum în conflict cu celebrul CV, curriculum vitae european, care spune că un om care stă prea mult într-un loc are niște probleme de adaptare și nu este în stare să meargă mai departe. Dar țin la ceea ce vă spun. Cărarea, în sensul în care Mântuitorul astăzi ne spune despre semănător care a scăpat o parte din sămânța sa pe cale, este locul în care nu poate să rodească sămânța. De ce? Pentru că pe cale este un loc bătătorit. Locul fix este cel al culturii, locul fix este cel care trebuie să fie semănat. Cum adică să semănăm? Păi tot ceea ce citim, tot ceea ce este cultură generală în noi, este o sămânță. Dar sămânța aceea, dacă o luăm cu noi așa pe cale și avem numai grija, aoleu, dar cum să fac de la poziția asta să merg la poziția cealaltă? Adică să mă pună șeful să răspunde mai multă lume sau să-mi dea o ascultare, să spun așa, mult mai mică decât o am acum, asta înseamnă o cărare. Nu trebuie să cultivăm gândul mișcării în acest sens, ci trebuie să cultivăm statornicia ca să rămânem, să rodească sămânța. Mai departe, se vorbește despre locul pietros, cel pe care l-am făcut amintire cu Sfânta Cruce. Locul pietros este partea aceea din noi care nu ne lasă să ne bucurăm. Locul pietros este partea aceea din noi care nu ne lasă să fim maleabili, să îl privim pe celălalt altfel decât o fac ceilalți. Apoi, locul dintre spini. Între spini, să știți că există o mare, mare ispită. În primul rând, la început, cultura dintre spini o duce bine. E puțin la umbră, dar pericolul este mare. Spinii cresc întotdeauna mai repede decât cultura. Și o năbușă. Adică spinii înseamnă, așa cum a zis și Mântuitorul, grijile lumești. Grijile lumești sunt exact cum v-am spus, grija că vine sfârșitul lunii, nu sfârșitul lumii, sfârșitul lunii, că sfârșitul lunii vine cu scadența la bancă, nu sfârșitul lumii. Sfârșitul lumii nu mai vine cu nicio scadență. Este finalul și am scăpat, suntem fericiți. Mai greu este la sfârșitul lunii când ne uităm prin buzunare și nu avem cu ce să acoperim rata la bancă. Aceea este o grijă. Dar încet, încet v-am spus că trebuie să mai plasăm și grija celui din partea cealaltă și acum începe să-mi dați dreptate ce vă spuneam acum 5-6 ani când am deschis geamul și am zis vecine, n-am de unde să-ți dau. Frații noștri după la bănci încep să ne cheme, să spună știți, dar în loc de 10 ani vă dăm 15 și așa mai departe, parcă v-ați dat în viață, știi? Mai vine guvernul și mai zice că ne mai iartă de unele de altele. Înseamnă că spinii aceștia s-ar putea să fie numai în mintea noastră. Despre acest lucru vorbește Mântuitorul. De ce să punem noi accentul pe spini înainte de a pune accentul pe ce trebuie? Fraților, trebuie să fim foarte atenți. Totul pornește de la noi. Și acum, dacă tot pornește de la noi, să vă spun la ce ne-ar folosi nouă să ne cunoaștem atât de bine și să cultivăm atâtea dacă nu am putea să facem referire și la celălalt. Adică sămânța noastră este și cum îl percepem pe celălalt. De ce să semăn eu în celălalt în locurile în care nu trebuie să semănăm? Și mi-aduc aminte de Părintele Sine care, fiind întrebat de către cineva, Părinte, care este păcatul cel mai mare? Era un om foarte, foarte pregătit să se
departajeze de păcatul cel mai mare. Asta îl interesa pe el. Și părintele Arsenie i-a servit o lecție fantastică. Zice, păcatul cel mai mare e păcatul tău. Zice, degeaba zic eu de alt păcat care te lasă rece, ca să zic așa. Să spune că tu ești un milostiv și eu zic, băi, păcatul cel mai mare e zgârcenia. Zice, Matai, zice, gata, a rezolvat-o pe asta. Salut! Păcatul cel mai mare este păcatul fiecăruia, după cum și necazul cel mai mare este necazul fiecăruia. Nu e necazul cel mai mare că ai pierdut nu știu ce. Nu, fiecare are necazul lui. Necazul lui nu este relativ la alte necazuri. Necazul lui este necazul lui, cel mai mare din lume. Și atunci revenim la semănător. Dacă noi ne-am pus lumină în cotloanele vieții noastre și am văzut cam cum se cultivă sufletul nostru, știți că grecii spun, și noi am tradus destul de prost și îmi pare rău că o spun așa cu gura plină, cunoaște-te pe tine însuți. Nu, ei au spus gnotise afton, care înseamnă cunoaște-l pe el, pentru că vorba de un pronume, adică cunoaște sufletul. Cunoaște-te pe tine însuți este și nu este. Dar dacă știm și termenul acesta tehnic, gnotise afton, cunoaște-l pe el, cunoaște-ți sufletul, înseamnă că a te cunoaște pe tine, înseamnă a-ți cunoaște sufletul. Și dacă îmi cunosc eu sufletul, de ce să nu pot să cer de la cel de lângă mine ceea ce poate să-mi dea, nu ceea ce nu îmi poate da? Imaginați-vă că vă duceți la șeful dumneavoastră mâine, că e luni, și cereți un lucru despre care voi sunteți clar că este omul previzibil, nu poate să vi-l ofere. De ce să îi mai ceri? Ca să ce? Ca să-l scoți din sărite? Ca să-i aduci aminte că ești un cârcotaș? Ca să zică că nu-ți ajunge și așa mai departe? De asta, pilda semănătorului de astăzi ne învață cum trebuie să ne comportăm cu ceilalți. Unde trebuie să însămânțăm și unde nu trebuie să însămânțăm. Dacă îl vezi pe un om așa care merge pe lângă tine și vorbește singur, cum era odată o vorbă, adică e și acum o vorbă, dar eu o știu de când eram în mijlocul vorbei. Mi-a zis cineva când m-am apucat să fac casă, zice, părinte, dacă vezi un om pe stradă, singur, și la 10 metri nu e nimeni pe lângă el și îl vorbește singur, să știi că ăla își face casă. Mai sunt momente când îl vezi pe un om că vorbește singur. E, ăla nu e momentul în care se duci la el să-i ceri ceva. Nu e momentul nici măcar să duci la el să-i dai ceva. Pentru că el, săracul, e cu ale lui. Ăla e pe cale. Deci nu însămânțăm pe cale. Dacă îl vezi pe un om îngrijorat și vai de el, nu te duci să-i dai tu sfaturi, dacă nu vine el să de ceară. Pentru că ăla este un om cum este pământul în mijlocul spinilor. Fraților, trebuie să știm unde și când să aruncăm sămânța noastră. Dar mai este o problemă. Trebuie să avem și răbdarea celui care aruncă sămânța. Și v-am mai spus și altă dată, dacă vreți grâu, trebuie să așteptați ca la copil 9 luni. Dacă te apuci după 2-3 zile să vezi dacă s-a prins grâu, dacă a început să germineze, n-a făcut nimic, a stricat și o ia de la capăt. Trebuie să avem și răbdarea ca după ce însămânțăm, adică după ce am început să avem o atitudine față de cineva, trebuie să lăsăm pe acela să intre într-un reflex, cum spun frații noștri psihologi, să se obișnuiască cu gândul și așa mai departe, după care să începem să-i cerem așa ceva. De exemplu, dacă avem un șef ursuz, eu vă văd niște lucruri pe care să le folosiți de mâine, de asta, sau chiar de seara asta, și vă vede că începe să-i zâmbiți, în prima etapă să știți că va fi foarte suspicios. Să uite la tine și ăsta râde, da, ăsta m-a săpat. Ăsta m-a săpat. Primul telefon care sună și gata, uite, ăsta e de la ăla mi se trage. Și s-ar putea să fie o coincidență pe care diavolul imediat o trage de hățuri și să primească o veste rea. Zice, da, ăla mi-a zâmbit de dimineață, ăla e clar, e clar. Ce vreau să vă spun este să-l faceți pe om să se obișnuiască cu zâmbetul dumneavoastră. Pentru că aceasta care intră într-o obișnuință înseamnă timpul de germinație. Și el va vedea că nu a fost zâmbetul acela nici cu vreo direcție, nici cu vreo intenție, ci pur și simplu așa suntem noi. Iubiți credincioși, pilda semănătorului nu este pentru ogoare, este pentru sufletele noastre.
Și nu este pentru sufletul nostru, cât este pentru sufletul aproapelui nostru. Noi, așa cum v-am mai spus, suntem decât metrul etalon. Zice să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Păi stai așa, o mare responsabilitate este să te iubești pe tine ca pe celălalt să-l iubești ca pe tine. Acum mă gândesc și eu, dacă îmi iubesc nepoata și pe viitorii nepoți, trebuie să am grijă de mâinile și de picioarele mele. Să nu mai permit să fac echilibristică, pentru că va avea de suferit dacă eu nu sunt atent. Acum a fost, să zicem, o lecție din care chiar am învățat ceva și mi-am permis să mă spovedesc în fața dumneavoastră, poate învățați și dumneavoastră câte ceva, dar să știți că e de luat aminte. Trebuie să fim foarte, foarte atenți cu noi, pentru că noi suntem în fața celuilalt. Dacă vrem să-L iubim pe aproapele noastre, trebuie să ne iubim întâi pe noi. Dacă vrem să avem grijă de aproapele nostru, trebuie să avem întâi și întâi grijă de noi. Iubiți credincioși, eu mulțumesc lui Dumnezeu în primul rând că mi-a ajutat și toată săptămâna rugându-mă să mă pot închina înaintea dumneavoastră cu smerenie, dar cu aplecare atâta cât este necesar. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a rodit în ploaia aceasta așa de frumos sămânța, încât sunt sigur că de acum înainte, când auzim de pilda semănătorului, nu ne mai zboară gândul pe câmp, ci ne zboară în sufletul nostru. La cei doi lupi să vedem pe care îl hrănim și la aproapele nostru pentru care avem o mare responsabilitate. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ținem măsura, să fim cumpătați, să ne așezăm pe cale, să așezăm sămânța noastră în loc bun, pentru că numai și numai acolo va putea să rodească însutit. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.